dăm drumul unui program național extrem de important. Mă bucură foarte mult inițiativa CONAF de implicare a tuturor părților interesate, a tuturor stakeholderilor. Nu există, nu se poate. Avem nevoie de instrumente digitale, rapid, urgent, pentru că altfel businessul se duce de râpă. Fac o confuzie că economia digitală înseamnă companiile de IT. Nu este așa. Înseamnă transformarea companiilor care deja există. Digitalizarea este despre a deveni tu ca și antreprenor mai rezilient, pentru că mediul economic actual te obligă să fii mai rezilient. Digitalizarea este despre eficiență, este despre creșterea productivității, despre a te diferenția și despre a deveni mai competitiv. Schimbarea începe cu comportamente și continuă, bineînțeles, după aceea prin exemple. Aplicațiile online se depun la ghișeu de la etajul 1 când mergi la, la autoritatea publică. Avem atât un fel de influență estică, cât și un fel de influență vestică. Suntem un amalgam. Iar acest amalgam ne dă tenacitatea de a lucra, de a ne murdări cu noroi, dacă vrei să spui așa, sau cel puțin de a ne duce și a face lucruri care poate alți lideri nu le fac. Și atunci mi-am dat seama că obișnuințele tinerilor din ziua de astăzi schimbă paradigma business-urilor clasice. Și trebuie să fim foarte atenți dacă vrem să mai fim în viață ca și companie peste 50 ani, trebuie să ne adaptăm acestor noi obișnuințe ale lor. Dacă noi, cei care suntem creatori de educație, de creatori de programe de educație, nu ne adaptăm noilor cerințe, nu înțelegem cât de importantă este digitalizarea, îi pierdem pe cei mici. Da, digitalizarea va desființa joburi și va înființa alte joburi. Există fabrici, de exemplu, într-o față, care acum 10 ani aveau 100 de angajați, și astea sunt digitalizate în proporție de 98%. CONAF încearcă să scuture de praf acea haină pe care o purtăm noi zi de zi și care nu știm că ea într-adevăr arată frumos pe dedesubt. N-avem nevoie să așteptăm, putem să facem și noi. În consecință am venit cu această provocare pentru că am înțeles e nevoie să facem ceva mai mult. Să unim mediul de afaceri cu autorități locale, cu autorități centrale, să ne așezăm la aceeași masă și să identificăm care sunt instrumentele, dar pe bune, care sunt instrumentele care ne pot ajuta să ne digitalizăm. Digitalizarea trebuie să nu mai fie un cuvânt cumva lipsit de sens, poate chiar lemnos, o chestiune îndepărtată, care nu e pentru mine, care am o întreprindere mică, e pentru companiile mari, pentru acei oameni puternici. Eu am alte nevoi. Greșit.